observăm că pe bară am mai avut pe aici pe acolo niște ciupituri. E foarte probabil că am așa să fost ușor atins de ceva gard, după cum arată. Că nu e îndoită, nu e boțită, doar ciupituri. Ele erau care îl știți. Suntem la drum cu 320 GT X-Drive, mașina din 2015. Probabil că asta v-ați spus și Bogdan mai devreme când a făcut prezentarea la exterior. Eu acum sunt mai mult ca să reverific dacă serviciul și-a făcut bine treaba, dacă mașina se prezintă conform și să vedem și feeling-ul. Noi am mai testat un 328i, era varianta pe benzină. Aici e un diesel, e altă poveste, e arhi cunoscut 2 litri de la BMW. De 184 de cai putere. Motorul dezvoltă 380 de Nm, ceea ce îl clasează foarte, foarte bine printre dieselurile actuale. Cutia automată 8+1 rapoarte, la fel, cutiile BMW-ului, toată lumea le cunoaște, sunt longevive, sunt super ok, schimbă precis, schimbă bine, n-am nimic să le reproșez. Iar punțile sunt toate motrice, motoare, cum să le zic. Practic, mașina este un X-Drive, este un 4x4. Așa cum am mai spus, trage spatele și la nevoie, printr-un diferențial, se transferă câtă putere e necesară către puntea față. Mașina este din 2015, are 154.000 de kilometri. O găsiți la noi la un preț de 20.000 de euro, TVA inclus și deductibil. Asta înseamnă că dacă ați fi persoană fizică și n-ați avea toți bănuții să o luați și nu vreți să dați niciun fel de avans, veți avea o rată cam de 2100 de lei pe lună. Dacă dați avans, rata scade. Iar ca și societate, ne încadrăm la un avans de aproximativ 3800 de euro, TVA inclus, și rata va fi de aproximativ 320-330 de euro pe lună, TVA inclus, plus casco. Ce e de discutat? Dacă dumneavoastră în trecut ați avut probleme cu băncile, putem să vă oferim finanțare chiar și în această situație. Dacă sunteți șofer cu diurnă externă, putem să vă oferim finanțare. Dacă sunteți marinar cu contracte de voiaje externe, la fel putem să vă dăm finanțare. Defectele vi le-a spus Bogdan mai devreme, plusurile probabil că vi le-a arătat și el. Eu constat ce văd la interior. Discutăm de o mașină cu navigație, cu hărți active inclusiv pentru România, climă pe două zone, funcția de eco, confort, sport și sport plus întâlnită pe BMW-uri, dar nu pe toate pentru că este opțional, senzor de parcare și aici meniul de la infotainment. Volan din piele, ce e de remarcat mereu la BMW-uri, pentru că e o piele foarte calitativă folosită de ei. În spate, padele pentru schimbarea treptelor de viteză și pe consola din stânga avem comenzile pentru faruri, mașina vine și cu senzor ploaie, senzor lumini, proiectoare de ceață, farurile sunt big xenon adaptive și cu LED-uri, cu angel eyes, 4 geamuri electrice și tot ceea ce ține de siguranță, airbag-uri, ABS, SP și așa mai departe. Varianta de tapiserie este una din stofă neagră sau un gri foarte închis, cotiera moale, tipică BMW, cu, zic eu, un nivel de uzură micuț, un nivel scăzut de uzură pentru rulajul care are mașina. Se pare că vechiul proprietar am grijit-o. Lăsăm pe domnul din față să se depărteze un pic, e tot cu un BMW și ia să-l vedem cum trage. A dieselul de la BMW se prezintă foarte bine. Urcă undeva până în 4000 de ture, trage foarte bine, are un cuplu excelent. Peste 4000 de ture lucrurile se liniștesc, motorul începe ușor să se plafoneze. Nu este un motor de turație, în schimb e un motor care dezvoltă cuplu de la turații joase. Ce am mai spus și la celălalt BMW și se aplică și aici, la celălalt GT, ampatamentul, distanța dintre roți, dintre puntea față și puntea spate, este mărită cu aproximativ
15 cm, fapt care voi nu o să-l sesizați la volan sau în dreapta, dar pasagerii din spate îl vor fructifica pe deplin și se vor simți ca într-un seria 5 în această mașină. Ba, aș spune că locul la picioare e chiar mai mare decât la seria 5. Lucru foarte interesant și plăcut este eleronul comandat electric, care se închide, se deschide pe spate. Și o altă chestiune importantă, avem oglindă heliomată cu senzor anti-orbire. Nu e cazul să vă arăt acum ce face, pentru că n-am avea cum, fiind ziua. Până la acest moment, mașina ne-a înregistrat un consum de 6,7%. Cred că producătorul spune în jur de 5, nu, 4 și extraurban și 6 și urban. Probabil s-a aplicat, dar eu n-am făcut un test de consum acum, ca la carte, am făcut mai mult un test de drum. Și da, mașina se simte bine, nu se aud bătăi, nu se aud greieraș, e închegată, stă bine pe stradă. Zgomot de rulare foarte redus, ca în orice mașină premium. Gata plimbarea, am ajuns la sediu. Sper că va fi de folos această verificare suplimentară care o facem noi aici. Să știți că nu doar eu o fac, dar colegii mei sunt ușor mai emotivi și nu întotdeauna vor să apară în fața camerei. Dacă aveți sugestii, reclamații, propuneri, dar nu indecente, vă rog să ne scrieți pe Facebook, pe mail, pe Instagram, pe YouTube, pe orice mediu, pe orice canal de comunicare doriți. Ne sunați, vă facem alte verificări, vă facem alte poze, alte filme, nu știu. Ne spuneți ce doriți de la noi și noi vă ajutăm cu drag. Sper că v-a plăcut, vă salut, pa, pa!